asta pentru că am ascultat în această zi, în această duminică, cuprinsul Sfintei Liturghii, Evanghelia care ne vorbește despre vindecarea orbului din naștere de către Mântuitorul Iisus Hristos. Am venit în lume și aceasta este judecata ca cei care nu văd să vadă, iar cei care văd să fie orbi, adică să se descopere orbirea lor. Altora, din păcate, pentru ei mai greu. Câtă vreme sunt în lume, zice Mântuitorul, eu sunt lumina lumii. Deci tema principală a acestei Evanghelii este Hristos, lumina lumii, pe de o parte, și derivat din aceasta se descoperă cei care caută sincer lumina și o găsesc, dar și cei care cred că au lumina și rămân orbi. Iubind întunericul spiritual. Lumina a venit în lume, spune Sfântul Evanghelist Ioan, dar oamenii au iubit întunericul și aceasta pentru că faptele lor sunt rele. Și orice om care face rele nu iubește lumina. Cele mai mari răutăți se fac la întuneric. Noaptea. În noaptea, în înțelesul obișnuit al cuvântului, dar și noaptea minților, cele mai mari rele atunci se fac. Iubiți credincioși, ne descoperă Evanghelia aceasta că Mântuitorul Iisus Hristos este lumina lumii, adică înțelesul lumii, sensul lumii, sensul prim și ultim al existenței. Toate s-au făcut de către Tatăl prin Fiul în Duhul Sfânt, spun Sfinții Părinți. Adică toate s-au făcut prin Fiul lui Dumnezeu, în Fiul lui Dumnezeu și pentru Fiul lui Dumnezeu. El este calea, adică drumul care duce, cu siguranță duce, acolo unde, de fapt, toți oamenii își doresc să ajungă, și anume, la desăvârșire. Dar pentru a ajunge la desăvârșire, trebuie să știm, aceasta, din păcate, nu știm, chiar dacă spunem că o știm, nu simțim, ce o să spun acum, și anume că noi avem trei perechi de ochi. Și anume, avem doi ochi pe care îi cunoașteți cu toți. Ochii fizici, cu ajutorul cărora vedem lumina aceasta creată. Lumina care vine de la soare, lumina naturală, dar și lumina care vine de la o sursă de lumină artificială. Un bec, spre exemplu. Lumina care vine de la lumânare, de la candelă. Această lumină o vedem cu ochii aceștia fizici. Doi avem pentru aceasta. Dar mai avem alți doi ochi care sunt legați de puterea rațională noastră. De puterea rațiunii. Acești doi ochi se numesc rațiunea și intelectul. Noi nu numai că vedem lumea aceasta și dacă am avea bun simț, ne-am minunat de ea și am slăvit pe Cel care a creat-o, dar mai avem alți ochi dați de Dumnezeu și aceasta numai noi oamenii, prin care putem să vedem adevărul lucrurilor sau sensul lucrurilor, rațiunea lucrurilor din lume.
lumea aceasta pe care ne-o descoperă în primă instanță Dumnezeu prin lumina naturală. Rațiunea are ca scop binele. Știți că Dumnezeu le-a făcut pe toate bune, dar noi nu mai discernem binele de rău din lume. Deci rațiunea sănătoasă ne ajută să descoperim binele și să-l separăm de rău. Iar intelectul ne ajută să cunoaștem logosul sau adevărul lucrurilor. Sensul lor. De unde vin, încotro se duc. Vedeți, știința se ocupă cu legile pe care le-a pus Dumnezeu în creație, studiază fenomenologia, dar dacă nu au oamenii de știință o rațiune cu discernământ și un intelect smerit, nu vor cunoaște decât aproximativ și adeseori deformat cele pe care Dumnezeu le-a pus în creația sa. Petre Țuțea spunea, intelectul, după părerea mea, zice Țuțea, marele gânditor creștin, nu i s-a dat omului pentru a cunoaște adevărul, ci pentru a primi adevărul. Adică intelectul, de aici vine cuvântul intelectual, ar trebui să fie smerit. Adesea nu se întâmplă așa. Oamenii care cred că au multe cunoștințe, cred că le și înțeleg. Și mai grav, cred că sunt în stare să ilumineze și pe alții. Și nu este deloc așa. Nu sunt în stare orbii să călăuzească pe orbi. Deci, până acum am vorbit despre patru ochi. Și mai avem doi ochi care corespund inimii. Puterii noetice. Și anume, credința și mintea. Credința este un ochi al sufletului care vede nu pe cele create și rațiunea lor de a fi, ci pe cele necreate. Adică prin această credință noi îl cunoaștem și îl putem chiar vedea pe Creator, pe Cel Necreat. Iar mintea, atunci când omul ajunge să o simtă, distinctă de rațiune, neamestecată cu rațiunea, și nici cu partea pătimitoare, pofta și înțimea, atunci mintea este un ochi al sufletului mai puternic decât credința. Spune Sfântul Apostol Pavel, credința și nădejdea vor dispărea. Iubirea, spune, nu cade niciodată. Adică iubirea este ceea ce omul simte în inima lui. Și anume dumnezeiasca energie necreată care împărtășește iubire Duhului omului. Deci încă doi ochi, credința și mintea. Mintea ca energia inimii care simte prezența și lucrarea iubirii lui Dumnezeu. În păcate tu tot te-ai născut și tu ne înveți pe noi, farisei, la finalul interogatoriului cu orbul. În păcate tu tot te-ai născut și tu ne înveți pe noi. Mântuitorul a restaurat pe acest orb în întregul lui. Acest cuvânt, în întreg te-ai născut în păcate, fără să-și dea seama, farisei au vorbit despre o refacere în întreg a orbului. Acest nevăzător din naștere, orb din naștere, era și cerșetor, era sărac.
Și lângă templu se aciuiase undeva și cerșea. Fiecare om cu inimă bună și cu dare de mână îl ajuta cu ceva. Era un om foarte cunoscut. Mântuitorul iese cu ucenicii din templu și cu toți îl văd acolo cerșind. Ucenicii întreabă: Învățătorule, Doamne, acesta s-a născut orb pentru că a păcătuit, au păcătuit părinții lui? Sau pentru că a păcătuit el cumva? Mântuitorul răspunde: acesta s-a născut orb nu pentru că au păcătuit părinții și nici pentru că a păcătuit el, nici n-avea cum. Dacă s-a născut orb, nu prea are logică aici întrebarea. Deși s-ar putea să aibă. Ci s-a născut orb ca să se arate în el lucrările sau lucrurile lui Dumnezeu. Aici trebuie să vorbim ceva. Mulți oameni cred că atunci când cineva se îmbolnăvește grav, ceva păcate mari din părinți, sau el a păcătuit grav înaintea lui Dumnezeu. Vedeți, această Evanghelie ne spune că bolile foarte grele, orbirea, și mai ales gândiți-vă din naștere, aici aproape toți, am zice, părinții, înaintașii, au făcut păcate mari. Și iată consecința în acest copil, de acum tânăr, orb. Iată că Mântuitorul ne atrage atenția că nu toate bolile sunt consecința păcatelor. Adică nu trebuie să mergem la o cauză pe care să eventual să o aflăm și să facem legătura deterministă între cauză și efect. Vedeți? 90, poate la 100 dintre oameni așa ar zice. Din păcate și aceia care se declară credincioși fac aceste legături, neștiind Evanghelia, contrazicându-L pe Hristos, luându-I locul lui Dumnezeu, trăgând concluzii, cine știe ce păcate ne-am. Este adevărat că în Vechiul Testament se spune la prorocul Ezechiel că părinții au mâncat aburidă și s-au strepezit dinții copiilor. Și în altă parte, eu sunt un Dumnezeu râvnitor care pedepsesc păcatele părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam pentru cei care mă urăsc. Dar ei nu mai știu partea a doua. Iată partea a doua. Și mă milostivesc până la al miilea neam de cei care mă iubesc și păzesc poruncile mele. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune: există într-adevăr și cred că cele mai multe boli consecința păcatelor. De ce ne îngăduie Dumnezeu? Pentru că boala nu e niciodată o pedeapsă. Este o pedagogie a lui Dumnezeu. Este chiar un leac pentru om. Că atunci când te îmbolnăvești trupește grav, te gândești serios, cu adevărat serios, și la boala sufletului, la suflet. Dacă mor, cum mă duc dincolo? Că de moarte n-a scăpat nimeni. De boala m-a scăpat unii. Dar de moarte nu. Și în mod inexorabil voi muri. Zice Sfântul Maxim Mărturisitor: bolile vin pe capul oamenilor, să folosesc expresia Părintelui Visarion, vin pe capul oamenilor din trei motive. 1. Pentru stingerea păcatelor trecutului, o cauză. Este posibil. Pentru îndreptarea neatenției sau atenției prezentului, îndreptarea neatenției prezentului, nu suntem prea atenți, noi nu trăim în prezent.
Adesea ne ducem cu gândul, ne vizităm trecutul nostru și al altora și proiectăm prin grija de multe spre viitor. Dar nu trăim prezentul, singurul pe care putem să trăim. Deci pentru îndreptarea neatenției prezentului și pentru ocolirea păcatelor viitorului. Dacă nu ți-ar da Dumnezeu boala, adică n-ar îngădui, eu v-am spus că El nu pedepsește. El retrage sănătatea. El nu dă boală. Înțelegeți mecanismul? El nu dă boală. El retrage sănătatea, e un dar. Și le retrage. Așa cum poate să retragă orice a dat. Și atunci tu rămâi bolnav. Și zici că Dumnezeu te-a îmbolnăvit. Nu? Poate interveni demonul, da? Să te îmbolnăvească, cum știm, în cazul lui Iov. Demonul a intervenit acolo. Dar nu Dumnezeu dă boala. Să nu mai culiți, să nu vă mai răsfrătiți, zicând că Dumnezeu dă boală. Sau pedepsește pe cineva Dumnezeu. Asta e o viclenie demonică. Dumnezeu e iubire. Dumnezeu lucrează numai prin iubire. Dacă iubirea noi o înțelegem ca pedeapsă, numai noi suntem de bine. Exact cum copilul simte că vor pedepsi părinții pentru că a greșit. Dar cauza simțirii asprimii lui Dumnezeu, părinților, este păcatul, greșeala lui. Un lucru verificabil în lumea copiilor. Prin urmare, iubiți credincioși, acestea sunt cauzele. Dar, iată, Mântuitorul spune că și pentru o altă cauză a bolilor grave și foarte grave, gândiți-vă la bolilor ereditare, a bolilor copiilor, este ca prin acestea să fie slăvit Dumnezeu. Să se arate lucrurile lui Dumnezeu. Ce lucruri s-au arătat în această întâmplare cu vindecarea orbului din naștere? Ia uitați-vă. Mai întâi Mântuitorul ia tină din pământ, un fel de praf. L-amestecă cu saliva, face un fel de pastă și o așează în găvanele, în ochii nu putem spune că avea, în găvanele orbului. Și îi spune, du-te și te spală la izvorul Siloamului. Aproape un kilometru. Nu e puțin, am câteva sute de metri. Câteva sute de metri. Gândiți-vă, el era orb. S-a dus, nu ni se spune că l-ar fi însoțit cineva. S-a dus până la izvorul Siloamului, s-a spălat și a venit văzând. Dar ce lucrare a lui Dumnezeu s-a descoperit aici? Că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, este Cel prin care Tatăl a creat lumea și pe om. Vedeți? El a luat, cum a luat Dumnezeu la început, pământ, țărână din pământ și l-a plăzmuit pe om. Și a suflat asupra lui și s-a făcut omul cu suflet viu. La fel aici, vedeți? Se întâmplă același lucru. Ia pământ, țărână, scuipă, ca o suflare scuipată. Și amestecă și apoi îl recrează pe om. E și creatorul, adică descoperire. Așa a fost creatorul, dar și cel care îl mântuiește, îl restaurează, îl vindecă. Nu-i face trei ochi, îi face tot doi. Vedeți? Adică el este autorul, creatorul omului. Și asta e o lucrare și mântuitorul omului. Pentru că acest orb s-a vindecat, cum vă spuneam, legat de cele trei perechi de ochi. La toți ochii s-a vindecat. El în întregul lui a fost restaurat. Iată cum. Mai întâi i s-a dat lumina fizică. Prin însănătoșirea ochilor fizici. Apoi urmează o întreagă tevatură dacă este El cel care fusese orb. Și dacă Iisus l-a vindecat sau nu. Fariseii și cărturarii, mai ales, au negat la început aceste două lucruri. Și anume, că orbul acesta n-a fost orb, ia altcineva. N-au reușit cu asta pentru că părinții au fost chemați, cum știți, și au spus, este copilul nostru, s-a născut orb. Vecinii spuneau că a pus seori. E clar că El este. N-au putut cu așa. Dar nu Iisus te-a vindecat. Altcineva. El a spus, un om care se cheamă Iisus a pus tină
peste ochii mei și m-a trimis la Siloam. M-a spălat, am venit văzând. Unde este acela? A căutat ca și slăbănogul amintesc, dar să-l arate, dispăruse. Nu mai era acolo. L-au luat la interogatoriu. De două ori l-au chemat. În primă instanță, au încercat prin fel și fel de viclenii specifice lor. Erau, dacă vreți, doctori în viclenie. Acești farisei. L-au întrebat subtil, ce spui tu despre ce ți s-a întâmplat? El, omul, a repetat ce s-a întâmplat. Cum le spusese și vecinii. Cum le spusese și vecinilor. Tu ce zici despre el? Ce zici despre el? Este profet. Nu le-a convenit deloc. L-au dat afară. A chemat pe părinți, cum am spus, și iar l-au chemat pe ei. Un interogatoriu prelungit, foarte sofisticat, alambicat, dacă vreți, și plin de capcane. Plin de capcane. Și iată cum se vede că Mântuitorul i-a vindecat și ochii rațiunii și a intelectului. Și în același timp, cum încep să se întunece din ce în ce mai mult acești ochi, în cazul fariseilor, care se adunaseră în Sinedriu. Iată ce zic fariseii. Noi știm că omul acesta este păcătos. Eu nu știu dacă e păcătos sau nu. Eu una știu. Eu cred că cel care a putut să facă ce a făcut e de la Dumnezeu. Ești ucenicul lui? Indirect a răspuns da, dar arătând că i s-a dezlegat inteligența foarte mult și le spune nu cumva vreți să fiți și voi ucenicii lui? Adică ironizează. Observați că îi spun. Noi știm pe Moise. Noi pe acesta nu știm. Păi tocmai între aceasta stă minunea, că voi nu știți pe el de unde este și el mi-a deschis mie ochii. Și știm că Dumnezeu nu-i ascultă pe cei păcătoși și pe acela care face voia lui. Din veac nu s-a auzit să dea cineva vedere unui orb din naștere. Dacă n-ar fi de la Dumnezeu acesta, nimic n-ar fi putut face. Văzând că neagă tot, fariseii, cărturarii, vedeți, a folosit acest contraatac prin ironie. Contraatacul orbului prin ironie arată că el avea o libertate interioară formidabilă. O inteligență peste a lor, o înțelepciune, sensul de înțelepciune, un curaj nebunesc, pentru că nimeni n-ar drăznea vreodată să zică ceva. Părinții, de exemplu, le-a fost frică să vă spună mai multe pentru că îi dădea afară din sinagogă, din comunitate, dacă mărturiseau pe Iisus că e Hristos. Dar acest om e liber, e curajos, știe precis, din experiență directă, că Iisus Hristos este de la Dumnezeu. El a zis profet. E de la Dumnezeu. Farisei. Noi știm că este păcătos. Omul acesta nu este de la Dumnezeu pentru calcă sâmbăta. Adică pentru ei minunea a însemnat o călcare a sâmbetei. Adică o lucrare a lui Dumnezeu a însemnat călcarea legii lui Dumnezeu. Se și contrazic între ei foarte mult pentru că unii spuneau că este de la Dumnezeu cumva. Pentru că nu poate cineva să facă asemenea minuni dacă n-ar fi Dumnezeu cu el. Era o mare tulburare acolo și până la urmă urmarea ironiei fățișă a orbului i-au replicat replica celor fără replică. Tu te-ai născut tot în păcate și ne înveți pe noi. L-au dat afară. Ei bine, când l-au dat afară, și așa se întâmplă în lumea aceasta, când te dă cineva afară, afară, notați, afară, pentru că îl mărturisești pe Dumnezeu cel adevărat,
urmarea întâlnirii personale cu El, te întâlnești cu El. L-a întâmpinat Iisus și l-a întrebat: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Cine este Doamne? Cel care vorbește cu tine, acela este. Crede, Doamne, și mi s-a închinat lui. Aici vedem că s-au luminat și ochii inimii. Vedeți? Și ochii inimii. Adică credința lui, care lucra, a devenit vedere. Pentru că, zice Mântuitorul, pe cel care vorbește cu tine, acela este, adică l-ai văzut, îl vezi deja. Ca aceasta a fost întrebarea. Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu, nu Mesia, un profet, un taumaturg? Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? L-ai văzut. Cel care vorbește cu tine, acela este. Crede, Doamne, și s-a prosternat. A căzut la picioarele lui. Ca în fața lui Dumnezeu. De acum el va fi un mare mărturisitor al Dumnezeirii lui Hristos. Iubiți credincioși, vedeți că această întâmplare cu orbul vindecat arată lucrările lui Dumnezeu. Să descopere Dumnezeu Creatorul, Dumnezeu Mântuitorul, Iisus Hristos, Lumina Lumii. Iată, orbul îl vede pe Dumnezeu, luminându-se și ochii inimii, are inimă curată și cei curați cu inima îl văd pe Dumnezeu. Și restaurarea lui, într-adevăr, este totală. Este starea omului normal, care de acum urcă spre desăvârșire. Noi mai avem și alte exemple de oameni care n-au suferit pentru păcatele lor. Spre exemplu, Iosif în Vechiul Testament, vândut de frații lui. Vedeți-vă, n-a avut niciun păcat. A îngăduit Dumnezeu vânzarea și suferința lui multă. De asemenea, Iov, știm că din invidia diavolului, Dumnezeu a îngăduit multă suferință. Pentru a arăta ce? Dreptatea, marea răbdare a lui Iov și, în final, vederea de către Iov a lui Dumnezeu. Va spune el în cartea Iov, din spusele multora, auzisem despre tine câte ceva. Dar acum ochii mei te-au văzut. Vedeți? Scopul, vederea. Vederea lui Dumnezeu. Din păcate, și printre credincioși, există oameni superstițioși. Și superstițioșii cred în ce? Cred într-o legătură mecanică între cauză și efect. Adică determinismul. Adică dacă omul e bolnav, cine știe ce păcate a făcut și își explică ei așa. Eu vreau să vă atrag atenția că acum vreo 60-70 de ani Heisenberg, unul dintre cei mai mari fizicieni ai lumii, a descoperit că nu există determinism în cuantic, adică în micromaterie. Nu există un determinism cauză-efect. Deci în lumea materială nu există un determinism precum credem noi că există. Și dacă nu există determinism în lumea materială a microparticulelor, cu atât mai mult nu există determinism, adică predestinație, cum cred unii, în lumea oamenilor liberi. Înțelegeți? Deci dacă în materie nu există determinism, și teoria haosului spune cam același lucru, dar altfel, că nu poți, există un determinism, dar unul relativ, în sensul că poți porni de la cauză să ajungi la un efect, dar nu te mai poți întoarce de la efect cu precizie să afli cauza. Spune teoria haosului. În matematică. Deci dacă în lumea materială nu există determinism, asta e concluzia, cu atât mai puțin există determinism în lumea spirituală. De asemenea, și cu aceasta închei, vreau să fac o precizare. Unii cred în reîncarnare. Se pare că aceste idei ale metempsihozei și ale reîncarnării au pătruns și printre evrei. Au pătruns și printre evrei pentru că, spun ucenicii, cine a păcătuit părinții lui, a
avea noimă. Dar el cum era să păcătuiască dacă s-a născut or? Înseamnă că într-o lume, într-o viață anterioară, da? A făcut ceva păcate și acum vin păcatele pe capul lui. Sau, mai întâi și în altă parte, când a întrebat Mântuitorul, ce zic oamenii că sunt eu? Unii au spus, ești Ioan Botezătorul, adică un fel de reîncarnare. Sau Ieremia, sau unul dintre proroci. Dar voi cine ziceți că sunt eu? Tu ești Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Mântuitorul a răspuns la această problemă a reîncarnării prin schimbarea la față. Când el a apărut între Moise și Ilie. Și s-a văzut distinția între el și Ilie. Și de asemenea, acum, astăzi, sunt Duminica Orbului, care de fapt e Duminica Orbului luminat de Hristos, mai corect spus, că nu putem să găsim o cauză, noi oamenii, a bolilor. Nu putem, oricât am căutat. Există și păcatele noastre și trebuie să le asumăm, dar nu doar ele. Este și rânduiala lui Dumnezeu, pedagogia lui, descoperirea lucrărilor lui prin suferință. Pentru că din suferință poți să afli multe. Din plăceri nu o să afli niciodată nimic. Dar din suferință poți afla multe despre profunzimea existenței. În general, despre viața ta profundă. Despre Duhul tău, despre adâncul din tine. Acestea am vrut să vi le pun înainte astăzi, legat de vindecarea orbului din naștere. Oare și noi suntem orbi? Întreabă farisei. Oare și noi suntem orbi? Ar fi bine să ne întrebăm. Adică noi, iubiți credincioși, avem toți cei 6 ochi sănătoși? Poate că pe aceștia avem cât de cât sănătoși. Mai punem niște ochelari? Și pare că vedem lumina aceasta creată. Dar rațiunea noastră, întrebați-vă dumneavoastră, rațiunea dumneavoastră vede binele din creație? Eu cu câți oameni mă întâlnesc, numai rău. Eu nu văd binele. Tot, e norocire. E sfârșitul lumii. Nu văd bine. Nu sunt orbi? Eu zic că sunt. Dar vezi numai rău peste tot. Să suspectezi și unei binele că e rău. Ești bolnav, ești orb. Nebun și orb. Mântuitorul așa le spune fariseu. De ce le spune nebun și orb? Foarte interesant. Orb pentru că n-au ochii inimii. Ești bolnav. Nu-i simt, nu văd. Și nici rațiunea nu vede binele, iar intelectul nu se sizează adevărul. Și atunci îți nebuni în sensul acesta rațional. Ei nu văd binele. Adică Mântuitorul vindecă un orb din naștere și îi văd ceva rău în asta. Adică și unei binele îi văd rău. Și apoi ochii inimii. Dacă nu simți mintea, dacă inima ta nu-i largă, nu-i luminată, ești orb. Vedeți? Adică așa să gândim. În termenii aceștia, cu cei 6 ochi, dacă vă rămâne aceasta, v-a rămas tot. Și să vedeți binele. Vă rugați la Dumnezeu să vedeți binele. Și unde este rău? Toți văd rău? Cineva care are o rațiune bună, vede binele, vede ceva bun. Să vă spun în final o întâmplare. Un puznic și-a luat ucenicul să-l învețe direct, din experiență, ce înseamnă să vadă binele. Și-a mers cu el. La un moment dat, intră într-o pădure care se uscase aproape în întregime. Da? Îl avertizase. Unde vezi tu că e rău, să știi că e și ceva bun. După ce trec de pădure, îl întreabă. Ai văzut ceva bun? Păi... Am văzut. Era o crenguță verde, dar una singură. Și zice, bravo! Era o crenguță verde, într-un copac, totul era uscat. Dar crenguța era verde.
Merg mai departe și ajung să trebuia să treacă peste un râu. Și acolo, cum e și la noi, mizeria de pe lume. Trec peste râu, îl întreab, ai văzut ceva bun? Cu greu și-a abținut și s-a abținut să nu, știți, miros, pestilențial, greu, priveliște urâtă. Și a spus, am văzut firicelul de apă că era limpede, curată și străbătea. Ce-am văzut și rău, da, străbătea firicelul acela de apă limpede, curată. Merg mai departe. Și când ajung aproape de destinație, mai erau un kilometru, văd, de fapt, întâi miros ceva greu, groaznic de greu. Ucenicul n-a mai putut și-a strâns nasul. Era un câine, dar un câine ăsta sălbatic, mort de ceva vreme și de acum intrase în descompunere, roiau muștele, un miros de nedescris, de greu, de urât. Au trecut și îl întreabă pusnicul. Ai văzut ceva bun cu câinele? Și părinte, am încercat, că știam că mă întrebați, să hoitul ăla, ce să găsesc? N-ai găsit nimic. Păcat. Ai luat un 7, să zicem, la examenul ăsta. N-ai văzut tu ce dinți albi frumoși avea? Să-ți vedeau dinți. De acum erau. Să vezi binele și acolo unde lumea nu vede decât rău. Și să vă feriți, Doamne păzește, ca unei binele, evident, ca în cazul acesta, să fim, să ne ferească, să fim ca farisei, să inventăm rău. Să căutăm tot felul de mijloace și metode prin care arăta că ceva acolo e rău. Țineți minte, ăsta e un criteriu pentru, pe care negreșelnic, personal, și mie, și pentru alții. Când vezi un om că, indiferent cât e de rău în lume, în țară, în familie, la serviciu, el vede și ceva bun. Că răul văd toți proștii, mă iertați. Rău. Toți proști. Dar bine îl văd deștepți. Asta e diferența între prost și deștept. Să vezi. De câte ori trebuie să spovenim, am fost proști. Nu e păcat mai mare decât să fii prost. Adică să nu vezi cât a creat Dumnezeu, să te legi de un gunoi. Și de acolo toată viața ta să se învârte jurul gunoiului. Că depresia, spun specialiștii, este o problemă personală care te obsedează. Depresia este invenția ta cu ajutorul demonului. Că de asta psihiatrii nu o pot rezolva prin discuții psihiatrice. Pentru că e o problemă demonică. Este o obsesie. Ori obsesia este ceva, o idee preconcepută care pentru tine înseamnă absolut. Dacă nu rezolv problema asta, viața mea n-are sens. Și evident că e o problemă măruntă, e o problemă esențială. Dar pentru tine, dacă nu o lucrezi corect, devine o problemă gravă. O problemă de nerezolvat. Și crezi că dacă nu o rezolvi, viața ta n-are sens. Așa se ajunge la depresie. Dar sigur că nu putem spune că în două, trei cuvinte putem noi, nici măcar arunca o lumină, despre această boală îngrozitoare. O să vedeți că după 20-30 de ani, pe locul întâi în lume, vor fi depresiile. Deja sunt pe locul 3. După bolile cardiovasculare și după cancer, este depresie. Acum e pe locul 3 în lume. Dar va ajunge, spun cercetătorii, pe locul 1. Pentru că omul nu mai are pe Dumnezeu, nu mai simte sensul vieții. Să ne ajute Bunul Dumnezeu, câți ani vom mai avea sau zile să ne vindecăm de orbire. Dar de orbirea aceea la ochii inimii și la orbirea, de orbirea rațiunii și a intelectului. A
Aceasta să fie rugăciunea. Da? Cum spunea Sfântul Grigore Palama, Maica Domnului, luminează-mi întunericul. Aceasta să fie o rugăciune, luminează-mi întunericul. Pentru că eu sunt orb și nebun și prost. Dar Tu mă poți face luminat, înțelept și deștept. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Hristos a înviat.